În această seară am dorit să începem un studiu pe Cartea Profetului Hagai. Este o carte, ca toate celelalte cărți din Sfânta Scriptură, relevantă pentru situația noastră, dar sper că vom găsi această carte relevantă pentru noi, gândindu-ne și la istoria scurtă a acestei adunări. Bine, istoria ei e scurtă din punct de vedere uman, că din punct de vedere al lui Dumnezeu ea a început în veșnicie, cum încep toate lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Personal, un cuvânt introductiv, pentru că cartea Hagai vorbește despre construirea casei Domnului, personal mi-aș dori să fie câte o biserică sănătoasă, adevărată, biblică, la fiecare colț de stradă. Asta e dorința mea numai să fie cine să slujească după voia Domnului și să se ducă oamenii acolo să asculte ce are Dumnezeu de spus. Asta e părerea mea generală despre uh, plantarea de noi adunări, nu despre... Nu asta e părerea mea despre construirea de mega biserici din punct de vedere omenesc, da, material. Uh, 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 în ce privește situația și prin care dumneavoastră a trecut, eu nu am fost aici la plantarea acestei adunări, uh, este o durere a mea să văd multe adunări care s-au format din orgolii. Da? Mie nu mi au convenit cum a fost pus amvonul sau nu mi au convenit că nu s-au auzit chitara sau s-au auzit chitara, sau nu mi au convenit scaunele. Mi-am luat trei oameni cu mine și m-am dus și am făcut o adunare în care scaunele s-au altfel de cum a fost în adunarea aceea. Dar, pe de altă parte, sunt total pro-încurajez, predic lucrul acesta, dacă sunt oameni a căror minte a fost trezită de Dumnezeu și ei sunt văzuți ca niște inamici pentru că predică Evanghelia și cred în Evanghelia, li se aplică versetul care spune ieșiți afară din mijlocul lor. Ăsta e versetul care se aplică în asemenea situații. Și nu am niciun fel de o preliște interioară sau un fel de reținere interioară ca să sfătuiesc asemenea oameni care stau și să chinuie în adunări care sunt apostate, unde nu se predică Evanghelia Domnului Isus, unde nu se închină cum vrea Dumnezeu, unde nu sunt semnele unei biserici adevărate. Nu ale unei biserici sănătoase. Deci nu mai vorbim de sănătatea unei biserici, ci de simpla existența bisericii acolo. Da? În cazurile acestea, lucrurile cred că sunt foarte clare după cuvântul lui Dumnezeu. În locul în care nu sunt semne ale unei biserici adevărate, nu suntem chemați să o facem pe Mesia. Lasă că mai stau acolo încă vreo 10-20 de ani Că poate, poate Dumnezeu Dumnezeu poate să facă orice Dar tiparul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu pentru noi Este să ne strângem împreună oameni născuți din nou Și să formăm o adunare după voia lui Dumnezeu Nu să ne luăm noi oficiul ăsta de Mesia Și să credem noi că reformăm Istoria ne arată că nu se fac reforme în felul acesta Prin doi, trei oameni care cred că stau acolo și produc nu știu ce acesta este cuvântul introductiv despre felul în care cred că Dumnezeu lucrează în adunare Bineînțeles, cuvântul introductiv foarte pe scurt Puțin din contextul istoric care ne-ar ajuta să înțelegem mai bine cartea Hagai În anul 586 cu cerește Ierusalimul și duce în robie poporul Israel În anul 583 Ciri Persanu permite întoarcerea evreilor în în Palestina sau în Israel. Întoarcerea evreilor are loc în trei valuri, da? Uh, nu trei valuri carismatice, în trei valuri de întoarcerea lor. În prima fază, Șeșbațara a condus aproape 50.000 de evrei care s-au întors în Israel. Apoi, în anul 458, Iezra a condus aproape 1.700 de bărbați plus femei și copii, s aproximează de către unii cercetători biblici care ar fi fost vreo 5.000. Și în ultima fază, adică a treia fază, a treia val, Nehemia conduce aproximativ 42.000 de evrei în anul 444. Da, înainte de Hristos, da? Îi conduce în, în, înapoi în țara, în țara promisă, în Israel. Hagai începe să profețească și pare să profețească imediat după întoarcerea primii, primilor evrei în poporul Israel și odată cu el începe să profețească și Zaharia. Îl acompaniază, Zaharia profețește o perioadă mai lungă de timp. Capitolul 1 vorbește despre trezirea acestui popor care intras în ațipire, în adormire spirituală și am spus și cred că este relevant pentru noi pasajul acesta pentru că s-ar putea să ne găsim exact în aceeași situație în care se găsea poporul Israel. Adică au venit, s-au apucat de lucru, au început să-și facă case, au început să construiască templu, și după ce s-au apucat de construit templu, au luat vreo pauză de vreo 16 ani, dacă nu mă înșel, pentru că au avut anumite probleme. S-au ridicat anumiți împotrivitori și au luat pauză de la construirea templului. Dar era un fel de sentiment din asta că totuși, domnule, au făcut ce trebuiau să facă, cel puțin într-o oarecare măsură. Și noi și dumneavoastră ați putea să aveți senzația că ne-am ridicat cel puțin mai mult deasupra nivelului spiritual a multor adunări și din alte puncte de vedere să fi lăsat lucrurile să decurgă așa de la sine. să fi intrat într-un fel de apatie, de delăsare, de indiferență spirituală. Că am făcut destul, nu? Ne-am dat silința destul, au fost vreo 2-3 ani grei, nu? Am trecut prin multe evenimente împreună, sau au trecut prin multe evenimente împreună și pot să se nască în mintea noastră și în inima noastră cam aceleași scuze prin care poporul Israel își scuza și justifica cu glas tare nepăsarea, indiferența, delăsarea, apatia spirituală. Și era o justificare și o scuzare generalizată. Nu exista nici măcar unul dintre conducătorii spirituali sau dintre conducătorii politici sau dintre oamenii din Israel să spună, măi oameni buni, dar noi pentru ce ne-am întors înapoi? Ce a spus Dumnezeu prin profeți? Prin revelația care era deja scrisă. Ce a spus Dumnezeu prin profeți? Care este scopul întoarcerii noastre? Niciunul. O delăsare generalizată. O indiferență generalizată. Și cred că dacă aceasta este situația noastră și din multe puncte de vedere este aproape sigur că asta este și situația noastră, dacă aceasta este situația noastră să facă Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să ne trezim și noi. Amin. Amin. Pentru că spune este un pasaj extraordinar în, în versetul 14, de trei ori spune Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Șaltiel, drăgătorul lui Iuda. Și a trezit și Duhul lui Iosua, fiul lui Iațoa, dacă marele preot. Și a trezit și Duhul întregii rămășiți a poporului. Așa că ei au venit, s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor. Da? Dumnezeu inițiază această trezire spirituală și poate asta este cel mai bun lucru pe care îl putem învăța în această seară? Că trezirea este o lucrare a lui Dumnezeu. Trezirea este ceva inițiat de Dumnezeu. Trezirea nu poate fi produs de om. Trezirea nu poate fi produs cu sponsorizări de la americani sau din vestul Europei. Trezirea nu poate fi produsă prin faptul că importăm odată cu sponsorizările lor și teologia lor care cică la ei o funcționa, nu știu, prin, prin lumea asta. Este un felul de filozofii din astea care circulă prin lume. Dom'le, dacă am avea banii care ne-ar trebui, dacă am avea clădirea care ne-ar trebui, dacă am avea trupa care ne-ar trebui, dacă am avea luminile care ne-ar trebui, atunci ar veni lumea, s-ar trezi poporul. Lucrurile astea sunt false. Trezirea este o lucrare supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. Noi nu putem să producem așa ceva. În același timp, este un cuvânt foarte important pe care trebuie să-l ținem minte, deși noi nu putem produce trezirea spirituală. Dumnezeu ne-a dat nouă niște responsabilități și trebuie să ne folosim de acele metode prin care Dumnezeu lucrează trezirea spirituală. De exemplu, în orice trezire spirituală, cuvântul lui Dumnezeu are prioritate. Așa că noi ne vom focaliza asupra cuvântului lui Dumnezeu. În orice trezire spirituală, oamenii s-au întors cu fața către Dumnezeu și s-au rugat. Așa că noi ne vom ruga. Nu înseamnă că producem în felul acesta trezirea spirituală, ci înseamnă că ne punem la dispoziție pe noi înșine cu acele metode prin care Dumnezeu produce trezire spirituală, depinzând în același timp, în totalitate, 100% de intervenția supranaturală, puternică a lui Dumnezeu. Dorința mea este nu să ne trezim numai noi, ci să trezească Dumnezeu toată țara asta, să trezească Dumnezeu poporul lui răscumpărat, care se află în adormire spirituală, să trezească Dumnezeu, să dea Dumnezeu să trezească adunările evanghelice din această țară, Amin. Trebuie să înțelegi în contextul teologic de ce e Dumnezeu așa de supărat în cartea Hagai, în primul capitol, că Dumnezeu e foarte supărat. O să ne uităm la pedepsele pe care Dumnezeu le dă și s-ar putea la un moment dat să ai un sentiment că Dumnezeu e prea dur, prea aspru. Vă citesc întreagă. Ia auziți ce spune Scriptura. Semănați mult și strângeți puțin. Nu e normal, nu? Să semeni mult și să strângi puțin. E normal să semeni mult și dacă ai semănat mult să strângi și mai mult. Că de asta te-ai pus la semănat. Altfel nu mai semănai. Au zis, mâncați și tot nu vă săturați. Este un pasaj fantastic care arată providența meticuloasă a lui Dumnezeu. Cea mai urâtă doctrină astăzi și un motiv pentru care adunarea noastră nu este suportată de foarte mulți oameni care sunt în interiorul acestei piețe evanghelice, că nu pot să o numesc altfel, este datorită acestei doctrine pe care noi credem că Dumnezeu intervine, Domne, până și în stomacul tău, mănânci și nu te saturi. Cum adică mănânci și nu te saturi? Uite așa bine. Este o providență meticuloasă. Dumnezeu lucrează în detaliu în univers. Dumnezeu lucrează minuțios în viața noastră. Dumnezeu intervine până la firul de păr. Beți și tot nu vă potori setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrii o pune într-o pungă spartă. Doamne, nu rămân banii. Unde să duc banii? Nu v-ați spus niciodată întrebarea asta? Eu mai întreb pe nevastă mea. Unde-s banii? Nu s banii. Și este un răspuns. Este un răspuns. Ia ce spune Scriptura, versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. S-a băgat Dumnezeu în conturile lor, în banii lor, în portofelele lor, în grânarele lor, în semănăturile lor, peste tot s-a băgat Dumnezeu. Auziți, versetul 10, de aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Dar poate e legile naturale, poate a fost așa. Sunt niște cicluri din astea naturale, la nu știu câți ani. Știți că oamenii au invențit astea. Ia zis ce spune. Am chemat eu seceta peste țară? peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul. Peste oameni și peste viste și peste tot lucrul mâinilor voastre. Blestem, Dumnezeu a dat blestem. Providența meticuloasă a lui Dumnezeu lucra în toate domeniile vieților. De ce face Dumnezeu lucrul ăsta? Eu zic, simplu. Versetul 3. Versetul 2, mă scuzați. Așa vorbește Domnul oştirilor. Poporul acesta zice, N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Și din punctul acesta, Dumnezeu nu mai spune nimic despre ei. Nu spune, poporul acesta s-o dea la curvie. Poporul acesta din nou s-o dea la idolatrie. Nimic. Poporul acesta e hot să fură unii pe alții. Fac evaziune fiscală. Nu. Poporul acesta, nu știu, inventați, aveți în Biblie atâtea liste de păcate. Dumnezeu nu spune nimic despre ei decât un singur lucru. Poporul acesta zice. Nu a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Domnului. Nu vi se pare puțin dezechilibrată situația? Atâta amar de suferință și de pedeapsă? Numai pentru faptul că poporul zice că nu vine vremea să construiască casa Domnului, ei s-a să de construit. Nu m-au luat o pauză. Nu v-ați simțit niciodată obosit spiritual? Nu ne simți că am obosit, nu? Am tras anii ăștia și am obosit o leacă. Să luăm o pauză. Noi mai spunem câteodată, nu știu dacă și dumneavoastră mai spuneți, am nevoie să mă decuplez de scriptură, de rugăciune, hai să ne la un serial. Sau hai să ne uităm la... Acum nu înțelegeți că judec neapărat ideea în sine de te uitam la un serial. Dar limbajul nostru uneori trădează o, o schizofrenie în viața noastră spirituală. Cumva ar trebui să fac o ruptură de Dumnezeu aici, când mă ocup de treaba asta. Și poporul a obosit. Poporul a obosit. Acum, de ce e Dumnezeu atât de drastic? Vreau să vă spun de ce e Dumnezeu atât de drastic, uitându-ne la metanarațiunea Sfintei Scripturi. O luăm din Geneza până la Apocalipsa. Nu va fi o predică din Geneza până la Apocalipsa, numai introducerea din Geneza până la Apocalipsa, da? Să vedeți că există o temă, un fir roșu care străbate întreaga Sfânta Scriptură. Din Geneza până la Apocalipsa vom observa următorul lucru. Că dorința lui Dumnezeu a fost ca el să locuiască cu omul. Asta vreau să observăm. Că dorința lui Dumnezeu a fost ca Dumnezeu să locuiască cu omul. Și motivul pentru care Dumnezeu are o problemă cu poporul Israel, este că poporul Israel neglija locul care reprezenta pe Dumnezeu. Locul în care Dumnezeu se întâlnea cu omul. Problema în sine nu erau zidurile templului, ci problema era că acela era locul reprezentant, locul simbolic și locul real al manifestării prezenței lui Dumnezeu. Acolo oamenii ăștia se duceau și primeau siguranța iertării păcatele lor prin jertfele pe care le aduceau, prin preoții care făceau slujbe acolo. Acolo era un loc în care oamenii aceia vedeau proto-evanghelia. Mesajul Evangheliei de mai dinainte, care nu era încă împlinit în persoana Domnului Isus, dar îl vedeau vizibil. Le era predicat lucrul acesta. Și Dumnezeu are o problemă cu ei pentru că era atât de importantă manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Uitați-vă de exemplu în grădina Edenului, care este un loc sacru, un loc pus deoparte de Dumnezeu, pentru Adam și Eva, un loc în care Dumnezeu se întâlnea cu ei. Geneza 3 cu spune, atunci a glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și au zis ce spune Scriptura, și omul, ceva ce n-au făcut niciodată până atunci, și omul și nevasa lui s-au ascuns de fața Domnului. Ea spune după aceea despre Cain că a ieșit de la fața Domnului. Acum de Dumnezeu nu te poți ascunde niciune, dar este un semn care arată că oamenii aceștia s-au separat prin păcatul lor de manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu vine în căutarea omului și omul vrea să fugă de Dumnezeu datorită păcatului. Uitați-vă apoi mai târziu sunt multe locuri din Sfânta Scriptură în care se arată exact același lucru. Luați de la patriarhi care au umblat cu Dumnezeu, de la Avram, de la Isaac, Iacov, oameni care l-au căutat pe Dumnezeu. Au zidit altare și zideau altare, zideau altare ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Altare locuri în care de multe ori Dumnezeu se revela. Și mergeți pe tot parcursul Vechiului Testament unde lucrul acesta se vede de fiecare dată. Vă dau numai un pasaj. Geneza 2, 28 cu 16 pe Iacov. Iacos s-a trezit din somnul, este scarea aceea a cerului, da? Și este interpretată foarte interesant de Ioan mai târziu. Și Iacos spune așa, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Acolo, acolo a fost poarta cerurilor, apropo. Mai inventează unii porți ale cerului de acolo a fost poarta cerului. Poarta cerurilor sau casa lui Dumnezeu este locul în care se manifestă gloria, slava lui Dumnezeu. Este singurul loc în care oamenii văd frumusețea lui Dumnezeu. Locul în care Dumnezeu se descoperă omului și omul primește această revelație și auziți, Iacov nu începe să dănțuiască și să cânte la chitară sau să bată din tobe, ci spune, Cât de înfricoșat este locul acesta? Cât de înfricoșat este locul acesta? Mergem mai departe. Mergem mai departe unde lucrurile ajung să se așeze după ce păcătuiește poporul Israel care a ieșit din Egipt în pustie. Spune Scriptura despre Moise, Exod 33 cu 7, Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Cortul lui l-a numit cortul întâlnirii. Noi spunem de obicei cortul întâlnirii cortului celuilalt care l-a făcut Moise după planul pe care Dumnezeu l-a dat. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabor. Este ceva separat. Un loc al întâlnirii cu Dumnezeu, al manifestării lui Dumnezeu. Apoi, bineînțeles, se construiește cortul. În Exod 40 cu 34 spune, atunci norul, după ce a construit cortul după modelul dat de Dumnezeu, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și a auzit care era scopul. Slava Domnului a umplut cortul. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Versetul 38. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel. În timpul tuturor călătoriilor lor. Asta a fost dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu a fost să călătorească cu poporul. Dorința lui Dumnezeu a fost să fie în mijlocul poporului. Dumnezeu nu a fost ca unul din idolii păgânilor. Nu era cărat Dumnezeu. Ei cărau corturi, da? Și din ce era forma cortul. Dar era o manifestare supranaturală, vizibilă a slavei lui Dumnezeu în locul acesta. Construiește templul Solomon, lucrul să se așează mai bine. Un împărat 5 cu 3 spune Solomon așa, știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului, Dumnezeului lui, din pricina războaielor cu care l-au înconjurat lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarele lui. Iată că am de gând să zidesc o casă numelui Domnului, Dumnezeului meu, cum a spus Domnul Tatălui meu David zicând, fiul tău pe care îl voi pune în locul tău pe scaunul de domnie, el va zide o casă numelui meu. Și în capitolul 8, versetul 10 spune, în clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, ăsta e scopul, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Și progresiv vedem tot mai departe dorința lui Dumnezeu de a se manifesta. Dorința lui Dumnezeu de a locui în poporul lui. Dorința lui Dumnezeu și pentru noi astăzi vom vedea imediat, este ca slava lui Dumnezeu să se manifeste în adunare, în poporul lui Dumnezeu. Mergem mai departe, poporul Israel se apostaziază și știți, apostazia a fost un ciclu, un cerc din ăsta vicios, un ciclu care a mers în jos. S-au stricat, s-au stricat, s-au stricat și s-au stricat tot mai tare. Este un eveniment notabil în cartea 1 Samuel, unde au luat chivotul Domnului. Chivotul Domnului unde se manifesta prezența lui Dumnezeu. Și ei vedeau ceva special în lucrul ăsta și bine făceau. Și spune Scriptura când au venit și au adus vestea aceasta Auziți. Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi ai preotului, marelui preot Eli Hofni și Fineas au murit. Și chivotul Domnului a fost luat. Eli nu se sperie că au murit Hofni și Phineas. Eli știa dinainte că Dumnezeu a profețit că prea curvarii, hoții ăia urmau să moară. Și urma să li se stârpească accesul acestei seminții, acestei familii și accesul lor la, 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 templu și la masa Domnului acolo. Știa lucrul acesta. Dar spunea, abia pomeni pomenit chivotul lui Dumnezeu, el a căzut pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit. Căci era un om bătrân și greu. Norul sa nevasta lui Finias era însărcinată și sta să nească. Și nu să spere nevasta sa când spune că bărbatul s-a murit. Și știți când se sperie? Spune așa, când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului și despre moartea bărbatului, s-a încovoiat și a născut că ce-au apucat-o durerele noastre. Când tregea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis, nu te teme. Trebuiau să teamă. Nu te teme că ce ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce i se spunea. A pus copilului numele Icabod, zicând, S-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socului și bărbatului ei. Slava din Israel nu s-a dus din pricina bărbatului ei, care era un nenorocit. Nu din, asta, din pricina asta s-a dus, da? Slava lui Israel era adusă dinainte. Ea a zis, s-a dus slava din Israel, că și chivotul lui Dumnezeu este luat. Și momentul cel mai tragic, poate, a poporului Israel, care până astăzi este... Am Amprentat în conștiința lor este momentul exilului. Este momentul exilului în care la propriu Dumnezeu împlinește ceea ce a spus prin majoritatea profeților că îi va scoate afară din Israel, că va lovi cu blestemul ei și că slava lui Dumnezeu să va duce acolo. Și lucrul acesta s-a întâmplat când a fost distrus templu. În 2 împărați 25 spune așa, în ziua așa... În ziua 7, a 5, era în anul al 19 al Domniei lui Nebucadnezar, împăratul Babilonului, a venit Nebuzaradan, capetinea străgerilor, slujitorul împăratului Babilonului și a intrat în Ierusalim. A ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A pus foc caselor care aveau o însemnătate oarecare. Și următoarea fază este întoarcerea poporului din Exil. Dorința lui Dumnezeu de a păstra relația cu ei, dorința lui Dumnezeu de a rămâne în poporul lui. Dumnezeu îi pedepsește și îi aduce înapoi. Dacă îi aduce înapoi, Dumnezeu are aceeași dorință să locuiască în mijlocul poporului. Să se manifeste în mijlocul poporului, să-și arate slava în mijlocul poporului. Și poporul ce spune? După această istorie dureroasă, după zeci de ani în care au suferit pentru că l-au bajocorit pe Dumnezeu, după ce au suferit distrugerea templului, care era un simbol, o mândrie poporului Israel, singurul loc în care au fost manifestări reale supranaturale ale lui Dumnezeu. Idolii, păgânii n-au avut așa ceva. Când s-au întors înapoi, poporul intră în tânjale. Și spune, așa nu sunt normal. După atâția ani de suferință, după atâția zeci de ani de suferință, de prigoană, erau văzut ca blestem oriunde, în orice nație s-au dus. Au fost urâți și sunt și astăzi. Să te întorci înapoi, și când Dumnezeu te cheamă să zidești locul acela, simbolul acela, locul acela al manifestării slave sale și a prezenței sale, când ai șansa să vezi restaurarea poporului, pe tine se te, te apuce tânjala, apatia. Dar oare nu cumva ne vedem pe noi în ei? Oare nu cumva ne vedem pe noi în ei? Oare nu cumva după ce Dumnezeu face lucrări miraculoase în noi? de vindecare a sufletelor noastre, de mântuire, de eliberare. Și facem promisiuni extraordinare lui Dumnezeu. Doamne, odată dacă mă mai scap, Doamne, de data asta. După aceea, intrăm așa în jos, apatie, tânjale, indiferență, de lăsare cu toate lucrurile lui Dumnezeu. Cu toate lucrurile lui Dumnezeu. Totuși, realitatea manifestării prezenței lui Dumnezeu nu a fost în templul acela. Realitatea ultimă de plină. Ce a fost în persoana Domnului Isus. Pentru că spune Scriptura Matei 1 cu 23, iată fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. În Ioan 2 cu Domnul Iisus spune așa, stricați templul acesta și era necesar să fie stricat și în trei zile îl voi ridica. Da? Și a treia zi a înviat. Și spune, iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să dească templul acesta. Și tu îl vei ridica în trei zile, dar el le vorbea despre templul trupului său, că acolo a fost manifestarea de plină a Dumnezeirii, în persoana Domnului Isus Hristos. Tocmai de aceea când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Pentru că acela a fost adevăratul templu, trupul lui în cartea evrei se interpretează mai mult lucrul acesta și spune așa. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Locul prea preasfânt era locul manifestării prezenței lui Dumnezeu, în care niciun evreu nu avea voie să intre, decât marele preot odată pe an. Arătându-le arătându, arătându se în felul acesta că păcatul ne separă de Dumnezeu. Și că numai omorând pe cineva poți să intri în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să plătești păcatul, se pedepsește cu moartea. Și spune Scriptura despre Domnul Isus. În felul acesta, avem intrare slobodă în locul sunt. Cum? Cum ne avem intrare slobodă în locul preasfânt? În prezența lui Dumnezeu. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdea din lăuntru, care separa locul sunt de locul sunt, adică trupul său. Și avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Împlinirea tuturor tipurilor, tuturor umbrelor din Vechiul Testament. Unde se manifesta Dumnezeu la altar? Unde se manifesta Dumnezeu într-un vis? Unde se manifesta Dumnezeu la cort sau la templu? Împlinirea tuturor manifestărilor prezenței lui Dumnezeu a fost în Domnul nostru Isus Hristos. Când la propriu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat a umblat între oameni. A umblat între oameni și prin el și noi avem intrare slobodă la Tatăl. Aceasta este marea realitate pe care a dus o Domnul Isus Hristos. Însă revelația se continuă pentru că vedem în perioada în care noi trăim, relevanța pentru noi acestui pasaj este următoarea. Spune Scriptura așa, 2 Corinteni 6 cu 16 de exemplu. Cum se împlacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Pavel nu vorbea despre templul de la Ierusalim? Zice că și noi suntem templul lui Dumnezeu. Teologia nu se schimbă, templul este locul manifestării prezenței lui Dumnezeu. Căci noi suntem templul Dumnezeului Celui Viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, vedeți? Pentru ce e templul? Eu voi fi Dumnezeul lor și voi fi poporul meu. Templul este demonstrația faptului că Dumnezeu este prezent în, în, în mijlocul nostru. Că noi suntem poporul lui răscumpărat, că El este Dumnezeul nostru. Când citești pasajele acestea ar trebui teologia ta despre biserică să se schimbe. Eu când mă, când mă, mai supăr așa cât în frate sau soră, sau când îi supăr eu pe ei. Să știți, de multe ori am revelația asta, îmi imaginez cum o să-i văd în veșnicie. Și de multe ori vă spun, mă podidesc lacrimile. Știu că o să fim cu toții extraordinari și frumoși. Pentru că suntem biserica Domnului Isus, suntem templul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va desăvârși lucrarea pe care a început-o noi. Să dăm glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. 1 Corinteni 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Ca o mustrare le spune asta. Treziți-vă! Înțelegeți realitățile din Vechiul Testament și cum s-au împlinit ele în noi astăzi. Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. 1 Corinteni 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru este Tempul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? 1 Petru 2 cu 5. Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Noi suntem casa duhovnicească. Noi suntem o preoție sfântă. Noi suntem preoții care suntem acolo. Și noi aducem jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Efeseni 2. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, în Domnul Iisus, toată clădirea, da? acest templu, bine închegată, crește ca să fie auziți. Un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu. Uitați, numește casa lui Dumnezeu, Templu sunt, lăcașa lui Dumnezeu prin Duhul. Biserica este astăzi, biserica trupul Domnului Isus, este astăzi locul manifestării prezenței lui Dumnezeu, a slavei lui Dumnezeu. Și este biserica locul manifestării prezenței lui Dumnezeu datorită capului, care ne-a deschis accesul spre Dumnezeu. Și acum slava lui Dumnezeu coboară în adunare. Asta a fost intenția lui Dumnezeu cu noi. Avem un scop extraordinar în Zalău, avem un scop extraordinar în lume. Îl găsești pe Pavel vorbind în Efeseni, în capitolul 3, dacă nu mă înșel, când vorbește despre biserică, că este locul în care domnile și stăpânile din locurile ceresc, văd înțelepciunea nescus de felurita lui Dumnezeu. Dumnezeu ar putea să-și arate înțelepciunea în foarte multe moduri, dar vrea să-și arate prin noi. De a-mi pune noi prețul pe care Dumnezeu îl pune pe noi. De a-mi pune noi prețul pe comunitate, pe biserică, așa cum Dumnezeu pune preț pe noi. Dar merge până la capă să vedem cum se finalizează lucrurile. În Apocalipsa 11 ni se vorbește despre un templu al lui Dumnezeu care este în cer, care a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutrem de pământ și o grindină mare. În capitolul 15 la fel. Templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte orgii ale celor șapte îngeri care au coborât pe pământ. Dar la finalul cărții Apocalipsa este o scenă cu totul deosebită. Să schimbă lucrurile și apar lucrurile aproape ca în Eden. Spune Scriptura așa. Apoi am văzut, capitolul 21, un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă nouă Ierusalim gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Același limbaj. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. Versetul 10 din Apocalipsa 21. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă Ierusalimul care se cobora din cer de la Dumnezeu având slava lui Dumnezeu. Lumina era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iapsis, trevezie ca cristalul. Versetul 14. Zidul cetății avea 12 temeli și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostole ai mielului. Versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu. Nici în n-a fost niciun templu. Lucrul ăsta s-a descoperit progresiv, s-a realizat progresiv datorită păcătoșeniei care au umplut pământul și Dumnezeu s-a izolat cumva cu manifestarea prezenței sale numai pentru poporul său. În cetate n-am văzut niciun templu pentru că Domnul, Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul sunt templul. Ei este templul. Ei. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu. Și făclia ei este Elul. Înțelegeți, o luați din Geneza și până în Apocalipsa veți dorința lui Dumnezeu de a manifesta slava, de a manifesta prezența față de poporul lui. Noi suntem între perioada poporului Israel și suntem între realizarea definitivă care va fi în cerul nou, pe pământul nou, când nu vom avea, când nemijlocit vom sta în prezența lui Dumnezeu. Până atunci spune Scriptura că noi suntem casa lui Dumnezeu, Lăcașul lui Dumnezeu, Templul lui Dumnezeu. Noi suntem locul în care Dumnezeu vrea să-și manifeste prezența lui. Și neglijența noastră față de asta este tema pasajului și tema cărții. Neglijența noastră față de casa lui Dumnezeu este ceva ce va fi penalizat de Dumnezeu. Eu spun cât de clar se poate. Neglijența noastră în fel și chip față de casa lui Dumnezeu, față de comunitatea Sfinților. Va fi penalizată de Dumnezeu, va fi pedepsită de Dumnezeu Dacă suntem o adunare vărsată din gura lui Dumnezeu Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre blestemate Dar dacă nu suntem Dumnezeu se va ocupa de noi Și mulțumim chiar și pentru lucrul acesta Vezi, trezirea începe prin lucrarea lui Dumnezeu Prin inițiativa lui Dumnezeu, prin intervenția lui Dumnezeu Și vom uita la câteva moduri, la câteva aspecte la, câte, la câțiva pași pe care Dumnezeu îi face ca să trezească poporul În primul rând Dumnezeu cheamă profetul Hagai 1 cu 1, da? În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua a a lunii a 6 cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai, câte Zorobabel, fiul lui el drăgătorul lui Iuda și către Iosua, fiul lui Iotadac, marele preot astfel. E un lucru pe care îl observăm izbitor aici, este că Dumnezeu vorbește prin oameni chemați de el. Hagai nu se alege pe sine, Hagai nu se duce împins de părinți și zice asta e o meserie bună să fii popă să fii pastor, să fii preot. Să poarte asta și astăzi la evanghelici, la ortodoxi, în toate, în toate cultele și denominațiile. Domnule, e o meserie ușoară. Dacă nu te pricepi la nimica, măcar să poți da din gură și să poți cânta. Da? Hagai nu se alege pe sine. Întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu începe de la inițiativa lui Dumnezeu cu oameni ridicați de Dumnezeu. Oameni care nu se ridicați de Dumnezeu. Îs sunt blestem în poporul lui Dumnezeu. Îi s o pediapsă pentru adunări. Nu sunt o binecuvântare. El este chemat de Dumnezeu El este chemat de Dumnezeu Și este chemat de Dumnezeu uh, Este chemat de Dumnezeu să strige Este chemat de Dumnezeu să vorbească împotrivă. El primește și mesaj de la Dumnezeu Și îndrăzneală de la Dumnezeu Și curaj de la Dumnezeu Și autoritate de la Dumnezeu Pentru că a fost un om pregătit și trimis de Dumnezeu Al doilea lucru pe care îl vezi la, la chemarea lui, lui Hagai Este că slujba acestui om și slujba noastră Acelor care sunt chemați. Să slujim adunarea, să slujim templul lui Dumnezeu. Este că el este angajat de Dumnezeu, este pus de Dumnezeu. Slujba lui constă în comunicarea revelației. Hagai nu se pune să compună revelație. Hagai se duce să comunice revelație. Slujitorii nu trebuie să stea noaptea și să se frământe: "Pu, ce aș predica mâine dimineață?" Uite ce. El n-a nicio frământare sâmbătă seara. Poate are o frământare că nu înțelege ce a vrut Dumnezeu să spună. Asta e cu totul altceva. Dar nu are o frământare ce să spună. De unde, de unde, mă, ce-aș putea să predic mâine? Să mă gândesc, ce-aș putea să predic mâine? Nu. El nu are frământarea asta. El este chemat nu să compună predici, și să folosește limbajul ăsta care arată o problemă cu noi. Am făcut o predică. Foarte prost ai făcut. Eu sunt chemat să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și să-l comunic. Eu nu compun nimic. Dumnezeu nu m-a pus să mă pun la, la masă, să mă duc la birou și să stau să mă frământ o săptămână întreagă ce o să spun duminică la frat. Nu! Singura mea frământare este să înțeleg ce a vrut să spună Dumnezeu în cuvântul lui și să comunic cu precizie ce a vrut să spună Dumnezeu. Teama mea nu este că nu o să vă captez suficient de bine atenția. Teama mea nu este că nu o să vă prezint nu știu ce doctrine proaspete, că trebuie să mă băgați într-un ospiciu la, o, la, o, la un spital de boli mentale, dacă m-aș spune, să vă predic lucruri proaspete. Teama mea este să mă ridic la amvon și să spun așa vorbește Domnul și Domnul să nu fie vorbit așa. Eu chiar dacă nu spun, așa, nu spun lucrul acesta, acesta este un loc din care trebuie să vorbească Dumnezeu. Când am venit în față, eu pretind chiar dacă nu spun că vorbesc în numele lui Dumnezeu. Și dacă nu vorbesc, vai și amar de mine. Teama mea asta este teama mea principală. Să nu spun ceea ce Dumnezeu a vrut să spună în cuvântul lui și să spun lucruri care sunt inventate de mine un profet din această cauză, pentru care această funcție, această slujbă, să comunice revelația, da? El este un instrument, noi suntem instrument. Și chiar limbajul ne arată lucrul acesta. Domnul a vorbit prin prorocul Hagai. Prorocul Hagai este un instrument pus la dispoziția lui Dumnezeu. Prorocul Hagai nu inventează niște lucruri. El nu vine cu niște basme, cum spune Petru, mește al alcătuite. Pro, prorocul Hagai este vocea audibilă a lui Dumnezeu pe pământ Asta este prorocul Hagai Și pentru că este asta Prorocul Hagai vine de la Dumnezeu cu autoritate divină Dacă eu nu mă pot ridica la voce și să spun așa vorbește Domnul Ar trebui să stau în bancă Eu nu vreau să spun părerile mele Fraților, părerea mea este că Nu ne interesează părerea ta Să nu vă intereseze părerea mea Părerile oamenilor eu, eu așa cred că ar trebui să fie. Nu ne interesează ce crezi tu. Am participat la zeci de întâlniri în care oameni care conduc adunările, așa se zice adunările lui Dumnezeu, spun ce cred ei. Eu așa, după mintea, zice, pe care o am eu, eu așa simt că ar trebui să facem. Acum, după înțelepciunea pe care eu așa cred că ar trebui să facă lucrurile, nu ne interesează. Nu ne interesează. Pe noi ne interesează ce trebuie să spună Dumnezeu. Autoritatea mea în fața dumneavoastră, autoritatea mea în fața oricărui om, ține doar de faptul că eu vin să aduc, să proclam, să revelez cuvântul lui Dumnezeu, care este deja lăsat în Sfânta Scriptură. Atât. Când am încetat să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, nu mai am nicio autoritate. Și vedeți, trăim într-o vreme atât de confuză. Eu câteodată mă satur eu să tot vorbesc împotrivă. Mă satur și eu. Mă satur, vă spun. Trăiești într-o vreme atât de confuză. Când spui, domnule, omul ăsta nu predică din scriptură. ascultă 50 de minute să vezi că spune, numai mă prostii. M-a lucru care trec lui primit. Unsu Domnului, unsu Domnului. Nu-i Domnule unsul Domnului dacă nu vorbește cuvântul Domnului. Toți și Domnului, Dumnezeu a băgat frica, teroarea în ei să predice cuvântul lui Dumnezeu. Ăia nu s-au jucat cu Dumnezeu. Dacă eu pot și cred că îl pot șantaja, dribla pe Dumnezeu, cred că pot să fac o afacere din lucrarea lui Dumnezeu și eu nu predic cuvântul lui Dumnezeu. Sunt apostan, n-am nicio treabă cu Dumnezeu. Nu sunt sub Domnului. Că până și Satana se transformă într-un înger de lumină, autoritatea lui stă și vine din funcția pe care Dumnezeu i-a dat -a. Adică, acela de a fi un canal prin care Dumnezeu își rostește voia lui. Da? Primul lucru și istoria ne arată lucrul acesta. V-aș putea da exemplu de treziri spirituale, dar nu ne permite timpul acum, poate într-o altă întâlnire. Istoria ne arată că atunci când Dumnezeu a generat o trezire, Dumnezeu a ridicat un om. Dumnezeu și-a ridicat o armată. Eu de mult, noi de multe ori ne gândim la numere, nu? Dacă ar fi mai mulți slujitori. Ne-am dorit să fie mai mulți slujitori. Dar Dumnezeu de obicei n a lucrat cu armate. A ridicat un om. Și prin omul acela, după aceea, Dumnezeu a făcut lucrări extraordinare. Și a ridicat Dumnezeu oameni simpli, a ridicat Dumnezeu și oameni mai complicați, oameni mai complexi, oameni mai pregătiți, oameni Lucrarea aceasta este în suveranitatea lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu cheamă profetul, Dumnezeu își comunică revelația lui. Dumnezeu comunică revelația lui. Însă vreau să observați un lucru. Când Dumnezeu își comunică revelația, Dumnezeu face istorie. Dumnezeu nu cheamă oameni care au talent liric să compună. Dumnezeu când comunică, Dumnezeu face istorie. După ce Dumnezeu comunică, să scrie istoria poporului Israel în continuare. Asta înseamnă că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu nu-și dă cu părerea. Dumnezeu nu dă sugestii, da? Dumnezeu nu dă sugestii. Însă este un lucru formidabil numai să vă gândiți la aspectul ăsta. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric. să și jurul, meditați puțin la lucrul ăsta. Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric. Putea să facă lucrul ăsta. Dumnezeu putea să ne lase în întuneric să bâșbâim ca niște oameni fără minte ca să aflăm niște lucruri vagi despre El. Însă Dumnezeu nu a făcut așa. Dumnezeu s-a descoperit. Dumnezeu a vorbit. Când spui Dumnezeu a vorbit, ar trebui să te înfiori. Numai la gândul acesta că Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu s-a descoperit. Dumnezeu s-a revelat. Și când auzi lucrul acesta, ar trebui să înțelegi marele privilegiu pe care ți l-a făcut Dumnezeu. Tu poți să deschizi Sfânta Scriptură și să vezi și să-L auzi. Să vezi ce vrea Dumnezeu și să-L auzi pe Dumnezeu la propriu. Poți să-l auzi pe Dumnezeu. Dacă citești cu glas tare Sfânta Scriptură, aia este vocea lui Dumnezeu. Aia este voia lui Dumnezeu. În același timp, când Dumnezeu vorbește lucrul acesta, înseamnă nu doar un privilegiu extraordinar, ci înseamnă și o responsabilitate extraordinară. Când Dumnezeu ți-a vorbit, ești responsabilizat. Automat. Ești responsabilizat automat. Și dacă nu vrei să auzi ce spune Dumnezeu, pentru că știi că Dumnezeu a vorbit, ești responsabilizat automat. Unii oameni, i-ați auzit scuze, nu? Eu mai bine nu citesc, zice, decât să citesc și după aia să fiu vinovat. Nu pentru că știi că ar trebui și să citești, ești deja vinovat. Și ești deja responsabilizat. Pentru că știi că ai avut o Biblie. Știi că ai avut o scriptură. Și ai stat poate zeci de ani cu Biblia aia în casă așa și ai zis, mai bine să nu știu ce vrea Dumnezeu. Și ai zis că poate scap cumva. Nu scap. Pentru că ai avut-o. Dacă n-ai fi avut-o, pedeapsa ta pedeapsa ta ar fi mai mică. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu scrie și Dumnezeu face istorie. Uitați-vă cum se adresează Dumnezeu și cui se adresează Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shaltiel, dregătorul lui da, și către Iosua, fiul lui Oțadac, marele preot astfel. Prima dată Dumnezeu se adresează conducerii. Dumnezeu se adresează conducerii. Obișnuim să vorbim adunările și de multe ori obișnuim să încărcăm cu responsabilitate numai adunările. Noi am studiat Cartea Petru, am văzut ce încărcătură pune Petru pe învățători. Și ce spune Petru de învățători mincinoși. Și dacă citiți pe mulți profeți, în foarte multe situații, dacă vă uitați apoi Noul Testament la Pavel, când îi res responsabilizează și îi încarcă cu o responsabilitate fantastică pe cei pe care i-a lăsat în adunările pe care i-a plantat. Și spune, încredințează la oameni de încredere. Și îi spune, ai grijă, ai grijă la asta, ai grijă la asta. Atenție, 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 atenție. Profetul Hagai vorbește prima dată conducerii. Și profetul Hagai, din partea lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, trage concluzia că acești conducători a poporului Israel și politic, și religios, erau. Responsabil împreună cu poporul Israel de starea în care se găsea poporul. Erau responsabili împreună. Și mulți slujitori se de Deci eu am predicat, eu am mai spus din când în când, eu aș vrea, dar n-am cu cine să lucrez. Dar în cele mai multe situații lucrurile nu sunt așa. Și Dumnezeu îi responsabilizează împreună cu poporul Israel. Uitați-vă apoi că Dumnezeu nu doar se adresează conducerii, se adresează poporului. Mesajul acesta trebuie să se ducă la tot, la tot poporul. De multe ori vorbim și în predici, vorbim și între noi despre lumea asta. Cât de păcătoasă e, cât de rea și așa mai departe. Cum e lumea asta. Și eu cred că nu apucăm noi să spunem chiar cât de rea e lumea. Lumea e mult mai rea decât ne imaginăm noi. Să știți, lumea e mult mai stricată. Nu știm noi chiar toate lucrurile care se fac la ascuns. Lumea e mult mai rea. Însă vedeți când Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu în general a vorbit poporului său. Trezirea în sine înseamnă trezirea poporului Domnului, nu a necredincioșilor. Și eu cred cu motiv pentru care starea nației ăsteia și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material și financiar chiar, o mare parte din starea nației acesteia se datorează și vine în mod direct datorită pocăiților din țara asta care nu trăiesc pocăința care știu exact cum trebuie să trăiască, care au avut în spatele lor generații de oameni care au jerfit pentru Dumnezeu, care s-au sacrificat, care au fost bătuți de comuniști, fugăriți de comuniști, care au sacrificat grozav pentru slava lui Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu și s-au bucurat de lucrurile acestea. Și deși avem în spatele nostru foarte aproape de noi și știm și ne-am uitat la sfârșitul lor de viețuire și poate îi lăudăm și le împopoțunăm mormintele cum făceau poporul Israel. Nu călcăm pe urmele lor. Nu că pe urmele lor. Dumnezeu vorbește prima dată poporului său, da? Cheamă Dumnezeu un profet, comunică revelația lui și în al, treilea Dumnezeu, în al treilea, rând Dumnezeu confruntă poporul. Dumnezeu confruntă poporul. Versetul 2. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Poporul acesta zice n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai Assel, dar pentru voi oare a venit vremea să locuiți în case, căptușite cu tavan, când casa aceasta este dermată. Și știți ce mi-a plăcut când am citit mesajul ăsta, mi s-a părut așa de proaspăt. Mi-a plăcut că Dumnezeu nu bate apropouri. Dumnezeu nu trimite pe Hagai să spună, bă, nu de deranjează pe fratele Sorin. Ce o să că fratele Sorin dacă zic de ceva că are el probleme? Ce o să zică sora Aleana, că am auzit că nu știu ce. Sau fratele Avram sau Iosif? Ce o să zică? Păi o să supere pe mine. O să pe pentru că am bătut apropo la preț. Băi, frate, cum zicem? Băi, frate, mă vorbești la avon? Ai auzit că am nu știu ce baier? Și mă vorbești. Dumnezeu nu are nicio problemă cu treaba asta. Dumnezeu citează. Cum ar fi să vin duminică dimineață și să, să, încep să citesc ce ai discutat tu cu nevasta asară? Să mi nevasta, nevasta mea a făcut, a uh, uh, făcut o afacere cu pastorul să-i spună ce discutăm noi seara acasă. Te-ai supărat foc, nu? Dumnezeu citează. Hagai citează. Poporul acesta zice. Era bineînțeles și un păcat public. Dar nu vii, domnule, să uh, vii public să ne spui lucrurile astea, nu? Lasă, le știm, noi mergem înainte. Dumnezeu nu bate apropo. -ul. Dumnezeu vorbește direct și la subiect. Dumnezeu nu ne vorbește cumva în pildă ei să ghicească, mă? Nu știu, n-ați ascultat niciodată prezii, bă, oare ce-o vrut asta să zică? Și zic că fiecare zic că ar putea să fi zis asta, s-ar putea fi referit la asta, că n-are curaj să spună. E teamă, fiecare să tragă ce învățătură vrea el? Iar care e mai șmecher zice, bă, o, -o fi zis pentru altceva. Să ce omul liniștit acasă, Dumnezeu nu bate apropor. Să ține în minte lucrul ăsta, Dumnezeu nu bate apropor. Și când Dumnezeu cheamă oameni ca să ducă mesajul lui, Dumnezeu nu bate apropo ori nici cu ei. Nici prin ei. Dumnezeu vorbește direct, clar, la subiect. Dumnezeu vorbește cu relevanță maximă. Hai, pute... Eu sunt sigur că poporul lui Sarai avea și multe alte probleme. Dar era un păcat arhi -cunoscut, un păcat care a devenit regulă în poporul Israel. Și veți vedea dumneavoastră că păcatele uh, care, ajung, care, sunt, uh, păcatele care sunt predicate împotriva cărora să predică, nu sunt păcatele rare. Oamenii nu se deranjează de asta. Că ce, se referă la ăla, se referă la ăla, se referă la ăla. Știți când încep să fie deranjați oamenii? Când se predică împotriva păcatelor arhicunoscute. Păcatele care au devenit deja comune. Păcatele cu care poate ne simțim deja confortabil. Știm, domnule, toată lumea. Acum, toată, parcă dacă toată lumea face lucrul ăla, e mai ușor de trecut peste, nu? Să fim mă, acum practici. Dacă toată lumea face evaziune fiscală. Acum că și eu un plus sau eu un minus, mare lucru nu -i. Dacă toată lumea crede că îl poate șantaja pe Dumnezeu să ducă numai o dată pe săptămână la adunare, deși adunarea a hotărât să meargă de trei ori pe săptămână. Vă spun un lucru. Lucrul acesta e practic. Într-o adunare în care sunt 250 de membri. Cum am mărturisit lucrul ăsta ani de zile și l-am văzut sub ochii mei. Și vin într-o seară, numai 30 din 250, eu le spun, mă, fraților, hai să încetăm întâlnirea de vineri seară. Nu, frate! Nu! Mă, dar nu veniți la adunare. De ce? Nu să fie! Să fie slujbă vineri seară. Dar nu vine nimeni vineri seară. Și cei care vin, vin să doarmă acolo, să o doar doarmă acasă, decât să facă focul la casă, acasă, să face focul la adunare numai bine. De ce să mai facem? Nu! Deși nu vinoam să se facă acolo slujba. Este un păcat arhi cunoscut. Poți să predici ani de zile împotriva la păcatul ăsta. Nu se corectează nimeni. De ce? Frate, peste tot în țară e așa. În toate adunările e așa. Nu suntem noi mai răi ca alții. N-ați auzit scuzile astea? Le-am auzit. Le-am auzit. Și Dumnezeu începe să vorbească cu relevanță maximă împotriva acestui tip de păcat care a ajuns arhi -cunoscut, care a ajuns să fie acceptat. Și veți vedea și noi pocăiții, începe să ne deranjăm foarte rău. Când începe să se predice împotriva la păcate care sunt și între noi. Ar fi ușor să ne uităm la adunările altora, la problemele altora, la păcatele altora, dar nu cumva să-i treacă la vreunul prin cap să vorbească de păcatele noastre care au devenit obișnuite pentru noi. Ne-am obișnuit cu ele, pur și simplu. Bărfa este un păcat cu care ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit să vorbim, nu? Despre unul, despre altul. Ne aflăm în treabă. Și multe alte lucruri, și multe alte lucruri. Dumnezeu vorbește cu relevanță maximă. Da? Ceea ce pentru ei nu era un subiect fierbinte, pentru Dumnezeu era. Pentru Dumnezeu era. Și asta arată boala lor spirituală, că se obișnuiseră cu un păcat atât de grav. Nu ni se pare că un păcat este mai puțin grav doar pentru faptul că e acceptat de mai mulți și practicat de mai mulți. Dar nu este așa. Dar nu este așa și vedem lucrul acesta în poporul Israel. De asta păcatul pe care îl comiteau ei, la comiterea păcatului lor. Zice Scriptura, ei ziceau, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou acasă Domnului. E interesant cum o formulat ei justificarea și scuza asta. Ei nu zic că nu este o problemă cu templul Domnului. Ei nu spun, domne, noi nu vrem să mai zidim templul. A venit înapoi în Israel, nu avem noi, nu vrem, domnule, să mai zidim templu. Ce ne trebuie nou templu? Am inventat sinagoga în exil. Ce bai? Nu e suficient de ce la sinagog Ce ne mai trebuie templu. Atâta bani, atâta investiții, atâta timp dat acolo. A zis că au fost și probleme, la asta nu le convine. Lasă, domnule, ce ne trebuie nou templu? Nu, ei nu spun asta. Ei nu spun că nu este o problemă cu faptul că templul nu-i zidit, nu-i construit. Ei nici nu spun că nu vor rezolva problema asta. Frate, o să ne ocupăm și de treaba asta, calmează-te, că din el, ușor. O să ne ocupăm și de treaba asta. Ei nu spuneau că nu o să se ocupe. Da? Fiți atenți, ei nu spun că o să se ocupe. Ce spuneau ei? Că n-a venit un cuvânt aici, nu că n-a venit vremea. N-a venit încă, dar o să vină. Dar o să vină. Și scuza era așa de bine formulată, justificarea era așa de bine formulată, încât îi ținea pe toți cu sentimentul ăsta, domnule, noi vrem să facem. Noi n-am spus că noi nu vrem să construim templul, de om. Ba, chiar ne-am apucat de treaba asta. Și ei chiar aveau impresia asta că ei sunt în regulă cu Dumnezeu, că s-au apucat de construirea templului. Au făcut o pauză de vreo 18 ani, sau numai de vreo 18 luni. Au făcut o pauză cam lungă, cei drept, dar ei urmau să se ocupe de lucrul acesta. Și Dumnezeu îi confruntă, Dumnezeu îi confruntă, da? Dumnezeu îi confruntă. Dar vreau să învățăm niște lecții uh fugitiv din ceea ce spun ei și din felul în care Dumnezeu le răspunde. Felul în care noi ne petrecem timpul, felul în care noi ne petrecem timpul arată relația noastră cu Dumnezeu. Nu a venit încă vremea, dar pentru ce ai vremea? Pentru ce ai vremea? Poți să spui, nu a venit încă vremea, nu am timp săptămâna asta să citesc din Biblie, nu? Nu am timp miercurea asta să vin la adunare. N-ai timp. Dar pentru ce ai timp? care e lucrul ăla mai important decât a te duce în locul în care se manifestă slava lui Dumnezeu? Problema e că noi nu ne gândim așa la adunare. Unde se manifestă slava lui Dumnezeu? Cu Sorin, cu Raduș, cu Ciprian? <gălători> ăla e locul... Da! 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 Nu am... Nu... nu. Spui tu că nu vrei să citești Sfânta Scriptură? Doamne, ferește, cum să spui așa ceva? Spui tu că nu vrei să te închini, Domnului bai, cum să spui? Spui tu că nu-i bine să te întâlnești cu familia împreună și să aveți un timp de părtășie? Nu, cum să spui așa ceva? Dar nu acum! Puțin mai altă dată. Reforma să se facă cândva noi, noi, vrem să o facem! Noi vrem să o facem! Dar o leacă mai încolo, nu? Asta era scuza lor! Felul în care ne petrecem timpul arată adevărata noastră stare spirituală. Atâta timp cât dai lui Dumnezeu, îl ești tu cu adevărat. Îl ești tu cu adevărat. În al doilea rând, felul în care ne relaționăm la casa lui Dumnezeu arată cum ne relaționăm la Dumnezeu. Pentru că casa lui Dumnezeu este locul în care se revelează Dumnezeu. Aceasta este mărtur... este unul dintre modurile principale prin care Dumnezeu vrea să dea mărturie lumii. Ascultați-mă, da, Dumnezeu vrea să vadă cartierul ăsta și să vadă oamenii care se uită la noi că noi intrăm aici, miercuri și duminica. Da, asta vrea Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Și nu să vadă vrea Dumnezeu asta. Să vadă că noi ne întâlnim aici și să audă cine aude că noi ne închinăm lui Dumnezeu. Și dacă ei nu-i aud, o să-i facem noi să audă. Și o să le spunem. Și o să-i invităm și o să-i chemăm. Pentru că noi credem în casa aceasta, care suntem noi, da? Mă înțelegeți bine la ce mă refer. Nu la zidurile astea. Noi credem în lucrul acesta. Și casa lui suntem noi, spune Apostolul Nevrei, capitolul 3. Casa lui suntem noi. Noi suntem pietrele vii omnicești. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Felul în care ne relaționăm la casa lui Dumnezeu arată cum ne relaționăm la Dumnezeu. Eu mă întreb cum de atâția pocăiți își găsesc numai duminica de făcut cumpărături. Duminica de făcut afaceri. Numai duminica de încheia contracte. Numai duminica să poate să, să ducă să-și cumpere mașină. Și te miri după aia când blestem mașina aia pentru tine. Că Dumnezeu cu ea de garduri. Cum de în timpul în care noi ne ducem să arătăm practic, vizibil, real, manifestarea prezenței lui Dumnezeu în adunare, tocmai atunci nu se poate. Atunci mi s-a străcat avionul, tractorul, căruța. Atunci să Eu nu știu dacă dumneavoastră nu vi se întâmplă. Eu de obicei, dacă trebuie să mă duc într-o lucrare sau într-o misiune sau la o evanghelizare, o, atunci trebuie. trebuie, să pice un, un de pe cinci cări, nu au picat șapte luni, atunci a picat, atunci adă dă cu capul. Eu nu zic că satana nu încearcă să încurce lucrurile și că Dumnezeu îi permite. Doar nu cumva Dumnezeu îi permite ca să testeze inima noastră. Nu, domnule, pentru mine lucrul ăla este prioritar. Pentru mine este o valoare a vieții mele. Viața mea se construiește în jurul unei comunități. Viața mea nu se construiește în jurul individului, ci în jurul unei comunități. Pentru că acea comunitate este locul revelării slavei lui Dumnezeu. În al treilea felul în care ne investim lucrurile materiale arată care este adevărată noastră relație cu Dumnezeu. Uite ce spuneau ei. Și Dumnezeu de deconspiră. Nu a venit încă vremea pentru zidirea din nou casei lui Dumnezeu. Dar ce făceau ei? Pe păi auziți ce făceau ei. Dar pentru voi a venit oare vremea să vă cumpărați plasme? Pentru voi a venit oare vremea să vă văruiți a nu știu câta oară casele? Pentru voi a venit vremea să vă cumpărați una și alta? Pentru voi a venit vremea să vă faceți o grămadă de lucruri? Câtă preocupare aveți voi pentru casa? Mi-așa ați văzut? O intrat în competiție casa lor cu casa lui Dumnezeu. Și investiția lor a fost tare proastă, că Dumnezeu a dat blesemul în tot ce făceau. Și să munceau mult pentru casele lui Dumnezeu și Dumnezeu făcea să scurgă tot. Să scurgă tot. Pentru că au, nu doar au prioritizat lucrurile greșit, au construit toată viața lor să construise greșit. Întoarcerea lor din exil avea rost și semnificație doar datorită faptului că Dumnezeu vrea din nou să dea o mărturie în lume prin construirea casei lui. Aia era important. Important era construirea casei lui Dumnezeu. Aia era important cu adevărat. Dumnezeu nu vrea să țină cumva în balans lucrurile. Mă, vă construiți la voi puțin și vă, aduceți la templu. Vă mai construiți la voi puțin și vă aduceți la templu. Când vă uitați la soluție pe care o dă Dumnezeu, Dumnezeu nu zice. Vă aduceți vouă două bârne, două lui Dumnezeu, două bârne vouă, două lui Dumnezeu, vă construiți și voi, în construiți și mie. Dumnezeu nu spune așa. Dumnezeu nu spune așa, auziți ce spune, ce spune, Dumnezeu acestor oameni. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Asta le spune Dumnezeu. Asta e soluția. Simplă, da? Asta e soluția. Simplă. Dumnezeu confruntă poporul Israel cu privire la cum au comis păcatul. Dumnezeu le arată și consecințele păcatului, da? Le arată consecințele păcatului. În practică, dacă vă uitați, textul nu ne spune că Dumnezeu îi critica că aveau case. Nicăieri în text nu spune Dumnezeu, spune nu trebuia să vă faceți case. Voi nu trebuie să stați în case, voi trebuie să dormiți sub pomi. Nu spune Dumnezeu asta. Nici măcar Dumnezeu nu-i nu critică pentru că aveau casele căptușite, că aveau tavanele căptușite. Nici pentru asta nu critică Dumnezeu, ci critică pentru valorificarea greșită a lucrurilor. Valorificarea greșită a lucrurilor, pentru că viața lor se construise în jurul bunăstărilor. În jurul bunăstărilor. Și Dumnezeu vorbește despre, cel puțin la început, în versetul 6, la care ne uităm fugitiv, vorbește despre trei domenii fundamentale ale existenței noastre, fără de care nu putem exista la propriu, în care Dumnezeu a adus pedeapsa lui. Spune, semănați mult și strângeți puțin da, de acolo își câștigau pâinea, mâncați și nu vă săturați, beți și tot nu vă potoriți setea și vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Despre mâncare, băutură care, și îmbrăcăminte care spuse la rând aici vorbește Domnul Isus Hristos în predica de pe munte. Lucruri asupra cărora spune nu ar trebui să ne îngrijorăm. Ca dacă ne, ne îngrijim de împărăția lui Dumnezeu și de neprihănirea lui aceste lucruri, aceste lucruri, Toyota nu. Nici apartamentul ăla frumos. Aceste lucruri vor fi date pe deasupra. Acestea. Da? Să fie foarte clar. Și apoi Dumnezeu vorbește despre al treilea domeniu. Cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă, spartă. Ce, ce limbaj ilustrativ clar prin care Dumnezeu arată că era prin providența lui la lucru dorind să învețe pe oamenii aceștia. Bineînțeles, când citești Vechiul Testament, fără doar și poate ajungi la întrebarea asta. Mă, deci lucrurile așa funcționează te ocupi de lucrurile lui Dumnezeu și îți merge bine. Nu te ocupi de lucrurile lui Dumnezeu, nu îți merge bine, nu? Asta sună puțin teologia prosperității. Asta e păgânism. Mă duc, îi fac lui Dumnezeu ce vrea, cât vrei să cânt, Doamne, cânt atâta, cât vrei să mă rog, mă rog atâta, cât vrei să mă ploconesc în fața ta. Mă ploconesc, cum vei, sus, în picioare, jos, mă pun. Numai după aia. Toarnă, Doamne, binecuvântare. Cam asta înțeleg unii din citirea unor asemenea pasaje. Acum, uh trebuie să înțelegem că există o diferență substanțială, o diferență de natură între vechiul legământ și noul legământ. La antemerea vechiului legământ, Dumnezeu le-a spus foarte clar. Dacă faceți asta, asta, asta și asta, așa o să-ți meargă la câmp, așa o să-ți meargă lucru mâinilor tale, așa o să-ți fie nevasta, așa o să-ți fie prunci, dar S-a stipulat chiar la încheierea noului, la antemerea noului, la vechiului, a vechiului legământ, s-a stipulat bine binecuvântările materiale. Acum când Domnul Isus Hristos întemeiază noul legământ, Domnul Iisus Hristos avea ocazia să le spună același lucru. Iată sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre vindecare totală, spre prosperitate, spre bunăstare materială, Domnul nu spune asta. Spre Iertare. iertarea păcatelor. Că Dumnezeu ne dă și lucrurile astea, asta trebuie să luăm ca niște bonusuri de la Dumnezeu. Asta nu sunt promisiuni ale noului legământ. Nu sunt promisiuni ale noului legământ. Sunt binecuvântări ale lui Dumnezeu, dar nu sunt promisiuni ale noului legământ. Și uh, binecuvântările materiale nu arată că noi suntem într-o relație bună cu Dumnezeu. Să fie foarte clar. Pentru că sunt mulți păgâni atei, care, poate mai mulți păgâni și atei, care o duc mult mai bine decât noi și care au binecuvântări materiale. Nu arată binecuvântările materiale că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu. Da? Până la urma urmei aplicarea unor principii, a unor legi pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul lui, cum ne s-a spus de atâtea ori, lucru pe care îl vedem în istoria Europei, ascultarea, aplicarea unei etici sănătoase a muncii biblice, a unei etici de muncă iudeo-creștină, o să ducă mai devreme sau mai târziu la prosperitate. Cam asta se vede. Asta se întâmplă. S-a probat lucrul ăsta și în multe țări sărace. Și lucrurile s-au transformat, lucrurile s-au schimbat. Când europenii s-au dus într-o țară sau alta, și-au dus și civilizația lor, și etica muncii, și oamenii au aplicat-o, lucrurile s-au schimbat. S-au dezvoltat lucrurile, da? S-au dezvoltat lucrurile, dar nu arată o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Dacă ateii, păgârii, aplică etica muncii creștină până la un anumit punct, o să fie prosperitate până la un anumit punct, da? Să nu ne lăsăm niciodată, Doamne ferește, atrași de teologia aceasta a prosperității. Eu să închei și o să vă spun un lucru pe care în general evit să-l spun public, dar vă-l spun acum pentru că este o experiență personală. noi ca familie am simțit pe pielea noastră am simțit pe pielea noastră ce înseamnă să tragi la un car la care Domnul nu vrea să fii. Și am văzut pe pielea noastră blestemul lui Dumnezeu. În orice domeniu. În orice domeniu. Exact cum scrie textul ăsta, pungă spartă, Domnule, pungă spartă. Și din ziua, ascultați-mă, din ziua în care am ieșit din locul blestemat, în locul în care nu-i prezența lui Dumnezeu, în loc în care nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu, un locul în care pe oameni nu-i interesează de cuvântul lui Dumnezeu, nu-i interesează de aplicarea cuvântului nici în familie, nici în viața personală, nici în adunare. Un loc blestemat de Dumnezeu. Când ai ieșit de acolo... Din ziua în care am ieșit de acolo, Dumnezeu și-a dat binecuvântare. Exact cum o să spună textul mai departe. Din ziua aceea. Nu este un lucru, ascultați-mă, nu este un lucru mic. Nu este un lucru mic să nu contează la ce adunare mă duc. nu este un lucru mic de discutat așa. Să te dui la o adunare sănătoasă ar trebui să fie exact ca puritanii. Toată adunarea, îmbarcarea și plecăm în Olanda, din Anglia. Și ei nu aveau avioane, nu aveau nici vapoare. Pentru că oamenii înțelegeau ce înseamnă să te închini într-o adunare sănătoasă care e după principii sănătoase și să se închine în libertate lui Dumnezeu. Și au prețuit pe lucrul ăsta. Și au fost binecuvântați sute de ani după aceea. Iar noi, mișcarea baptistă, puu, o parte din ea mică, suntem un rezultat sau pentru oarecare timp am fost un rezultat al sacrificiilor făcute de acești oameni și a principiilor biblice pe care i-au vrut să construiască adunarea și pe care Dumnezeu a construit-o prin ei. Oamenii au jerfit. Pentru oamenii ea nu era un lucru mic. Nu au discuții asta. astea. Contează la ce adunare te duci. Ba contează. Și vreau să repet lucrul acesta. Felul în care, poate asta este concluzia mare a pasajului, felul în care noi investim în adunare, felul în care vedem în adunarea, felul în care prioritizăm și valorificăm adunarea ca un loc al manifestării slavei lui Dumnezeu, de lucrul acesta, de felul în care facem lucrul acesta depinde binecuvântarea noastră, în orice domeniu. Eu nu vă pot garanta la niciunul dintre dumneavoastră prosperitate financiară. Dar vă pot spune că Dumnezeu ne binecuvântează, ne binecuvântează dacă noi avem o preocupare sinceră pentru casa lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu pentru perioada în care noi trăim asta este. Scopul lui Dumnezeu este să dea o mărturie puternică prin Biserica Lui în lume. Scopul pentru care Dumnezeu m-a dus pe mine la Zalău, l-a dus pe Iosif la Zalău, l-a dus pe fratele Mihai la Zalău, ceva care trece dincolo. Niciunul dintre noi, ascultați-mă, fratele Ciprian Cota mai puțin putea să pună un plan din ăsta la lucru ca să ne aducă să... Felul în care Dumnezeu și modul și rostul și semnificația și motivul pentru care Dumnezeu a făcut lucrul acesta este datorită mărturiei pe care Dumnezeu vrea să o dea prin această adunare în acest loc. Eu nu, mă văd, eu nu mă văd pe mine nici pe dumneavoastră, nu mă văd în locul acesta ca o simplă adunare. Nu știu dacă luați lucrurile de apucat cu adunarea asta, Dumnezeu să vă mustre și să ne mustre pe toți. Nu suntem o simplă adunare. Suntem aici pentru că Dumnezeu vrea să-și reveleze și să manifeste prezența Lui în mijlocul nostru. Și vrea să dea o mărturie în societate prin noi. Noi ar trebui fiecare dintre noi să fim gata, să părăsim țara, să părăsim localitatea, să plecăm, nu să fim într-o adunare sănătoasă. Ăsta e prețul pe care Dumnezeu vrea să o punem pe adunare. Iar dacă eu cred că îl pot fenta pe Dumnezeu cu frecvența la adunare, cu prezența la adunare, mă fentez, mă înșel pe mine, însu, pur și simplu un bajoc de mine, însu, mă prostesc pe mine, însu, pe Dumnezeu nu prostesc. Nu și nici pe fraza nu-i prostesc. Eu nu vin în primul rând pentru dumneavoastră, nu știu dacă vă jignește lucrul ăsta. Eu vin în primul rând pentru că Dumnezeu mi-a promis că în adunare, în comunitate, prin dumneavoastră își manifestă slava. De asta vin. Și nu pot să iau lucrul ăsta de apucat. Eu nu vin numai pentru că sunt responsabilizat în felul ăsta. Ci vin datorită valorii pe care însuși Domnul Iisus Hristos a dat-o bisericii lui. Frecvența, felul în care suntem aici, felul în care ne purtăm aici, să știți, gesturile noastre. Fratele Mihai, cred că are pregătită o predică importantă, iarăși, despre subiectul ăsta. Felul în care noi suntem aici arată felul în care privim adunarea felul în care ne purtăm. Activitățile pe care le avem. Felul în care lăsăm mintea să zboare. Felul în care ne pregătim în fiecare, săptămână, în fiecare zi din săptămână ca să venim aici. Că să nu credem noi că putem trăi o săptămână întreagă desprinși total de adunare și după aceea să fim martori la nu știu ce minuni. Poate la vreo minune în asta de disciplinare intensă din partea lui Dumnezeu. La asta da. În fiecare zi din viața noastră noi dăm o mărturie despre biserică. Și știți ce e interesant? Aproape că oamenii din lume înțeleg mai bine principiul nostru. Și ce se întâmplă? Dacă fratele Ciprian sau eu, în cartier, m-aș apuca de urlat într-o dimineață pe acolo și lumea ar afla că e pocăit, știți la ce s-ar gândi oamenii? La ce biserică se duce asta? Și nu începe să mă vorbească numai pe mine de rău. Ei înțeleg că eu fac parte dintr-o comunitate. De multe ori uităm noi lucrul ăsta. Noi suntem de capul nostru, noi suntem singuri. A, asta e treaba mea, eu fac lucrul ăsta cum vreau eu. Nu e așa. Noi facem parte dintr-un facem parte dintr-o comunitate, facem parte dintr-o adunare, un loc în care Dumnezeu își revelează slava. Haideți să ne gândim la lucrul ăsta. Oare nu cumva lipsa binecuvântării lui Dumnezeu din foarte multe domenii din viața noastră nu se datorează felului în care noi privim și ne raportăm la adunare? Cred că asta este învățătura de bază a acestui pasaj. Dumnezeu le arată, este gata prin providența lui meticuloasă să dea cu blestem în orice domeniu din viața lor. De la mâncare, la băutură, la îmbrăcăminte, la muncă, la câmp, peste tot, blestem, 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 datorită felului în care oamenii aceștia se raportau la casa lui Dumnezeu. Ar trebui să se schimbe două lucruri în seara asta, în mintea noastră. Felul în care privim casa lui Dumnezeu și, în al doilea rând, felul în care ne raportăm la ea total, reformă totală în modul în care privim casa lui Dumnezeu și modul în care ne raportăm la ea. Și Dumnezeu să ne ajute să o prețuim, cum o prețuiește El, să ne apropiem de prețul pe care Dumnezeu o pune pe adunare și să ne raportăm cu maximă seriozitate, cu maximă seriozitate. Aplicațiile foarte, foarte, foarte practice o să urmeze într-un alt mesaj și la propriul rău pe fratele Mihai să facă lucrul ăsta, cred că e în mai măsură. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această înțelegere și să ne binecuvânteze practic cu a ne raporta corect la Casa lui Dumnezeu, care suntem noi. Nu vă imaginați că ăștia care investesc milioane de euro în pământuri și în clădiri pompoase arată cât de mult iubesc Casa lui Dumnezeu. Nu asta e. Să iubim Casa lui Dumnezeu care funcționează după principiile lui Dumnezeu, după Cuvântul lui Dumnezeu. Nu după gândurile noastre, nu după mofturile noastre, nu după ideile preluate nu știu de pe unde. Că nu așa, ni s-ar părea că ar fi... Și pocăiți au colectat sindromul ăsta catre a la mântuirii neamului. Exact aceeași grandomanie balcanică. Stragi, domnule, un vapor să vadă toată lumea ce, avem noi aici, ce facem noi. Exact același lucru. Nu lasă ne chemat Dumnezeu. Nu lasă ne-a Dumnezeu. Și... Uh, Cred că înțelegem lucrul ăsta fiecare dintre noi și îl vom înțelege mai bine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Amin!